Bună ziua, stimați elevi ai clasei a 10-a, prezenți la lecția de limba și literatura română. Astăzi vom continua să discutăm genul dramatic în baza operei deja cunoscute de la lecția anterioară, care are un titlu metaforic, Apus de soare. Subiectul lecției, speciile genul dramatic, drama, drama istorică. Apariția trilogiei istorice, Apus de soare, din 1909, Biforul în 1910 și Luceafărul în 1911 au constituit o veritabilă revelație în literatura română. Elementul unificator al trilogiei este ideea dragostei de patrie, întruchipată în figura lui Ștefan cel Mare. Genul dramatic cuprinde acele opere literare în care conținutul de idei și sensul operei sunt evidențiate prin jocul unor actori, ce întruchipează personajele pe scenă în fața spectatorilor. Sper că v-ați amintit de la lecția anterioară. Trăsăturile textului dramatic. Acțiunea este declanșată de conflictul dramatic, care constă în confruntarea două personaje, situații, ori idei. Structura este specifică prin scene, acte sau tablouri. Replicile sunt precedate de numele personajului care le rostește. Autorul își face simțită prezența doar prin indicații scenice. Modul de expunere predominant al genului dramatic este dialogul sau monologul. Speciile genului dramatic le cunoașteți: tragedia, comedia, drama. Intuiți denumirea speciei fiind prezentată definiția. Subiectul este inspirat din fapte istorice sau legendare, prezentând personaje puternice angajate în lupta cu destinul potrivnic, cu ordinea existenței a lumii sau cu propriile lor sentimente. Are un conflict tragic, soluționându-se cu înfrângerea sau moartea eroului. Corect! Deci este tragedia. Specie. Tragedia a apărut în Grecia antică, evoluând din ceremoniile religioase închinate zeului Dionis. Părintele tragediei este considerat Eschil. Aveți următoarele opere: C7 contra Tebe, Prometeul înlănțuit, Agamemnon. Au scris tragedii Shakespeare, Corneille, Racine, Iondruță, opera Frumos și Sfânt, Marin Sorescu, Iona. Următoarea specie, identificați-o. Specia genului dramatic, în proză sau în versuri, care evocă personaje, întâmplări, moravuri sociale, preferă încurcăturile de situații, neprevăzutul, stârnește râsul având un final fericit. Evident, este comedia. Autor de comedie: Aristofan cu textul Păsările, Nori, Molière, Avaru, Gogol, Revizorul, Vasile Alexandri, Chirița în Iași, Ion Luca Caragiale, Scrisoare pierdută, Victor Ion Popa, Tache, Ianche și Cadâr, Mihai Sebastian, textul Steaua fără nume. Următoarea specie: operă, în versuri sau în proză, un deznodământ grav, conflictul și sentimentul dramatic implică elemente lirice, tragice și comice, tânzând să exprime întreaga complexitate a vieții reale. Conflictul nu duce la moartea personajelor principale. Corect! Deci este drama. Dintre multiplele forme ale dramei, v-am prezentat drama romantică scrisă de Iondruță, Casa Mare, drama absurdă, Steaua și foamea, de Eugen Ionescu, drama mitică, mitologică, Meșterul Manole, de Lucian Blaga, drama social-psihologică, Nora sau O casă de păpuși, de Ibsen, drama socială, Doina, scrisă de Iondruță, drama psihologică, Năpasta, de Ion Luca Caragiale, și drama politică, Intrigă și iubire, de Friedrich Schiller.
Drama istorică, care a fost frecvent cultivată în literatura română, și avem scriitorii Bogdan Petricescu Hajdeu, Răzvan și Vitra, Petru Rareș, textul de Horia Lovinescu, Răceala, de Marin Sorescu, și am să mă opresc la textul Reper pentru lecția de astăzi, Apus de soare, de Barbu Ștefănescu, de la Vrancea. Apus de soare, de Barbu Ștefănescu, de la Vrancea, este o dramă istorică. Prima parte din trilogia dramatică inspirată din istoria Moldovei. Evocă artistic momentele din timpul voievozilor Ștefan cel Mare, Ștefăniță și Petru Rareș. Deci este o dramă istorică. Tema textului: lupta pentru apărarea ființei naționale și pentru afirmarea conștiinței naționale. Ideea: lupta pentru apărarea țării se duce cu sacrificii și creează eroi. Acțiunea dramei este plasată la începutul secolului XVI, în ultimul an al domniei lui Ștefan cel Mare, 1503-1504. Accentul dramei este deplasat de la conflictul exterior al forțelor opuse pe planul interior psihologic al eroului. Momentele dramatice sunt marcate în cele patru acte care prezintă desfășurarea faptelor. Sunt evidențiate două ipostaze ale lui Ștefan cel Mare, Ștefan omul și domnul. Frământările lui Ștefan cel Mare oferă măreție sublimă prin învingerea slăbiciunilor omenești. Ștefan este copleșitor prin personalitatea sa. Își păstrează neștirbit entuziasmul viteazului dintotdeauna. În actul 1 este prezentă expozițiunea, ori este indicat timpul, locul, personajele și atmosfera de toamnă în care este învăluită cetatea din Suceava. Ștefan cel Mare, domnitorul Moldovei, este hotărât să recupereze un vechi teritoriu moldovenesc stăpânit de Polonia, Pucuția. În actul al doilea este evidențiată intriga. Mogila anunță victoria lui Ștefan cel Mare, doamne Maria, și felul în care s-au desfășurat ostilitățile. Forța de luptă a lui Ștefan cel Mare atinge dimensiuni fabuloase, însă domnitorul s-a întors cu o rană la picior. Reîntoarcerea domnitorului în cetatea Sucevei marchează primul conflict al dramei. Complotul celor trei boieri, paharnicul Ulea, jetnicerul Stavăr și stolnicul Drăgan, împotriva voinței lui Ștefan cel Mare. Actul al treilea conține punctul culminant. Figura lui Ștefan se întregește prin acumularea trăsăturilor de gingășie față de doamna Maria și Ioana. Bunătatea față de cei devotați și voința fermă în îndeplinirea planurilor. Cuvintele patetice ale lui Ștefan exprimă într-o viziune apotetică idee de patriotism, un veritabil testament pe care lasă pentru totdeauna urmașilor. Metaforele grandioase îl conturează monumental într-o linie ascendentă a dozării efectelor, atingând sublimul. Fragment textual: că Moldova n-a fost a strămoșilor mei, n-a fost a mea și nu e a voastră, ci a urmașilor voștri și a urmașilor. Bogdane, Pino, suie-te, așează-te, pune coroana. Bine, Doamne, binecuvântează. În ultimul act, cel de-al patrulea, acțiunea scoate în relief două momente dramatice destinate care unesc în deznodământ cele două conflicte, politic și psihologic, și care evidențiază alte trăsături ale personajului principal. O extraordinară tărie morală care îl ajută să-și domine suferința fizică și intransigența față de el și de dușmani. Ștefan cel Mare moare în brațele doamnei Maria și ale fiului său Bogdan, rostind cuvântul Moldova. În baza celor studiate astăzi,
am demonstrat că textul Apus de soare se încadrează în specia dramă istorică și aparține genului dramatic. Cum a spus George Călinescu, drama Apus de soare este o capodoperă a dramaturgiei oratorice și numai puțin o dramă de observație a tipicului, singura din literatura noastră în care acestea se unesc reciproc. Mulțumesc pentru atenție, o zi frumoasă!